Salut! Bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Paula și azi vreau să pregătesc împreună cu tine o rețetă minunată. Mai exact, vom face niște bomboane. De ce spun că este o rețetă minunată? De fapt, este o rețetă inventată, dar interesant este că am mai făcut această rețetă la două evenimente și vreau să spun că a fost așa deliciu tuturor. Și pentru că toată lumea m-a întrebat, am zis ok, hai să fac în așa fel încât să filmez și să pun pe canalul meu de YouTube, că o să fie foarte ușor. Este o rețetă care poate fi îmbunătățită, unde putem adăuga sau scoate tot felul de lucruri. Ideea este să mergem după pofta inimii noastre. Și o să încep așa. Am niște fulgi de migdale, am niște fulgi de ovăz. Și o să adaug acești fulgi de ovăz. Practic vor fi niște bomboane. Să știți că fac din ochi, nu știu să vă spun o rețetă așa exactă, dar repet, dacă vă apucați să faceți această rețetă, o să vedeți că veți excela, ca să zic așa, ușor, ușor. O să adaug, am zis, și acești fulgi de migdale. O parte. Am aici niște nuci pe care nu le-am pisat foarte, foarte tare, nu le-am măcinat foarte, foarte tare, pentru că mie îmi place foarte mult să se simtă. Practic vom face un dulce sănătos. Am mai pregătit niște nuci prin care o să vreau să tăvălim aceste bombonici. Pe acelea le-am pisat foarte bine și am mai pregătit nucă de cocos pe care în care la fel vreau să tăvălim bombonicile. Mai am aici scorțișoară, asta este după gust, evident, pentru cei care preferă această aromă. Și am mai pregătit, nu știu încă dacă voi pune până la final, o să vedem cum iese exact. Am mai pregătit acest amestec pe care eu îl numesc omega-3 natural. Acest omega-3 natural pe care eu îl țin în frigider și îl folosesc și pe salate și amestec cu miere și iau o linguriță în fiecare dimineață, depinde ce îmi doresc în acea zi. Se face foarte simplu, semințe de in, de susan, de floarea soarelui și de dovleac, toate crude, amestecate și ținute neapărat la frigider. Deci pe acesta nu-l adaug încă pentru că nu știu exact cum se va comporta cu acest amestec. Am pregătit, ca să putem îndulci această prăjitură, am pregătit afine, afine de cultură, mi se par mie puțin mai dulci și mai puțin apoase și banana am pus aici. Le voi blendui, nu singure, și le voi blendui împreună cu această pudră proteică. Practic este un shake proteic. Este 100% natural, este cu aromă de cacao, aromă naturală. Are în conținut 3 surse de proteine, proteine din mazăre, din ou și din zer și 3 surse de trei surse de fibre, din sfeclă, de zahăr, din măceșe și măr. De ce adaug lucrurile astea? Pentru că evident, dacă vorbim despre un desert, vreau să fie dulce, dar nu vreau să fie un dulce nesănătos, ci vreau să fie un dulce sănătos. Așadar, voi adăuga în acest amestec. Hai să vedem o lingură, două linguri de astfel de pudră. După care le voi blendui și le voi amesteca. Gata, am reușit să blenduiesc acest amestec și acum îl adaug peste în castronul nostru, peste migdale, peste fulgi de ovăz și peste nuci. Ideea este că vă spuneam de acest amestec de omega-3, dacă îl mai pun sau nu, să vedem cum reușim să le încorporăm. Dacă iese ceva, dacă nu iese foarte, foarte tare, ca să zic așa, dacă fulgii de ovăz nu reușesc să absoarbă tot, o să punem și acel amestec de omega-3. În general, mie îmi place să fac aceste bomboane toamna, târziu, așa, iarna, când în loc de acest amestec cu fructe proaspete, folosesc, mai puțin că m-am mânjit, folosesc magiun de prune. Eu personal fac magiun de prune fără zahăr și
este delicios, n-am cum să vă spun. Apropo că foarte multe persoane îmi spun, mă întreabă dacă ține. Ține foarte bine, nu pun niciun pic de zahăr, este ușor acruț, dar este delicios. Și atunci, în momentul în care îl adaug în aceste bomboane, se și îndulcesc, adaug evident și acest shake, pentru că fără el nu mi se pare că are același efect, dar știu exact care este consistența. De-aia vă spun că acum mai vedem cum punem și ce punem. O să punem și ceva din acest amestec și o să mai punem și niște fulgi de ovă, cei care ne-au rămas. Practic le amestecăm, ar trebui să lăsăm această compoziție puțin la frigider. De ce? Pentru că fulgii de ovăz vor prelua foarte mult din amestecul acela de fructe cu shake și se vor întări un pic, pentru că practic acest amestec le vom transforma așa, vom transforma niște biluțe, vom tăvăli în cele două, în cocos și nucă, și atunci o să astfel ne ies aceste bombonele. Practic, dacă le puneți la frigider, o să observați, spuneam că ele se întăresc. Eu le-am lăsat acum un pic, așa, 5 minute maxim, și deja au căpătat cumva o altă textură, în sensul că acei fulgi de ovăz au absorbit acest piure de fructe. Da, facem așa niște mici bombonici, cum vrem noi, și pur și simplu le tăvălim prin ce vrem noi, da? Pot fi tăvălite și prin această pudră de cacao, pudră proteică, pot fi tăvălite și prin nucă, pot fi tăvălite și prin scorțișoară. Putem să le tăvălim prin fulgi de migdale sau fiecare ce, nu știu ce idee are. Ideea este că după ce le veți lăsa vreo jumătate de oră la frigider, o să vedeți cât sunt de bune și o să vedeți că dacă încercați odată această rețetă, o să tot faceți. E adevărat că estetic așa nu arată compoziția neapărat extraordinar de bine, dar vă garantez eu că sunt super, super, super gustoase. Ia uitați ce bine arată, da? N-ai zice că sunt niște bombonici super sănătoase. Cam atât am vrut astăzi să împărtășesc cu voi. Dacă vă apucați de această rețetă, să-mi lăsați și mie un comentariu să știu cum v-a ieșit și să văd dacă v-a plăcut. Dacă încă nu sunteți abonați pe canalul meu, puteți să o faceți, apăsați și pe clopoțel ca să primiți notificări de câte ori încarc și până ne vedem data viitoare, rămâneți cu bine! Pa, pa!